Salut, fraților! Chiar mi-a plăcut feedback-ul vostru de la ultimul clip. Se pare că încă vă place formatul vechi de la clipurile mele. Așa că și episodul ăsta l-am făcut pe stilul vechi. Andra a postat episodul 4 din Sirenele, așa că e timpul pentru valul de reacții. Eu zic să-i dăm drumul la episod pentru că avem prea multe de discutat. Episodul ăsta trebuie să-l încep scăzând două greșeli din start, pentru că în episodul trecut am crezut că ăia care l-au răpit pe Ricky au fost cele trei sirene. Așa că am pus două greșeli, pentru că au ales să facă două ilegalități, în loc să vorbească normal cu Ricky. Așa că vedeți, și Rovion face greșeli. Hei! Ajutor! Hei! Ajutor, cineva! Bossule, ai sacul ăla transparent pe cap și tu strigi după ajutor chiar dacă ea sună la 2 metri de tine? Dați-mi drumul! Îmi place că se preface și surprins. Ce? Nu v-am văzut deloc prin sacul ăsta, să știți, pe care l-aveam pe cap acum două secunde. Ce văd în fața mea acum e total nou. Cine sunteți voi? Noi suntem Ordinul. Ordinul? Ce e asta? O glumă proastă? Sincer, da. Sună cea mai proastă glumă. Ordinul? De obicei, un ordin trebuie să fie urmat de ceva, gen Ordinul Asasinilor, Ordinul Lăutarilor din Berceni. Hai să zicem, Ordinul Sirenelor. Dar ei au ales Ordinul. Da, ok. Noi suntem Ordinul și vânăm sirene de mii de ani. Sirene? Nici nu există sirenele. Există. Și asta este dovada. Da, există sirenele, bro, și asta e dovada. Și prin dovadă se referă la câteva imagini de pe Google aruncate pe un perete. Pun pareu că au dat și ei un search pe Google, au căutat sirene și au printat tot ce s-a putut. Și ca să fie și clișei, că au întins ață printre imagini ca să pară un plan de la bine stabilit ca în filme. E greu de crezut, dar în curând vei înțelege totul. El chiar nu știe cine este cu adevărat. Normal că nu știe, credeam că a fost destul de clar acum două minute. De fapt, voi nu știți cine e el. Voi nu știți cine e în fața voastră. El este Flash, pentru că aleargă ca un dement. Alerg, alerg, alerg ca un dement. Alexa, alerg, alerg, alerg ca un dement. Alexa, În plus, organizația asta periculoasă atât de sărăcăcioasă e. Adică stau într-o baracă cu niște măști de la Jumbo pe față, i-au pus lui Ricky un sac de gunoi pe față și conduc o Dacia Duster. Se pare că nu prea se trăiește bine din vânatul sirenelor. Te vom elibera, dar să nu spui nimănui. Serios, frate, ăștia l-au răpit ca să-i spună că și el face parte din organizația asta lor, Ordinul, și așa îl tratează ca pe câini, îl aruncă pe jos. N-are sens, de ce s-ar comporta așa dacă vor să fie de partea Ordinului? Lena, am ajuns! Lena? 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 Trebuie să dau cumva de ea. Vai, 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 ce detalii interesante! Ricky ajunge acasă, închide ușa speriat, apoi își pune cheile în suportul de chei, cum e normal. După ce vede că sora lui nu e acasă, pleacă pe ușă, doar că acele chei pe care le-a pus acolo s-au teleportat în ușă. Nu știu cum să zic, Ricky, dar ar fi cazul să te sperii că se mută lucrurile singure la tine în casă. Atât? Nu, 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 nu. Trebuie să se întoarcă pentru că a uitat ceva. Trebuie, deci, sigur. Adidas. Adidas? Ești nebun? Eu mă refeream la altceva. Fratele meu, ai ajuns acasă, schimbă-te și tu de țoarele alea, că ești cu ele pe tine de 2-3 zile. Ai mai și alergat în ele. Trebuie să facem petiție ca Ricky să schimbe tricoul în următorul episod, în episodul 5. Dacă și-l schimbă, anunțați-mă. Hai să recunoaștem, să dăm cezarului ce al cezarului, cadrul ăsta e chiar reușit, n-am ce să zic. Eu zic să vă bucurați de el cât mai puteți, pentru că știți ce urmează. Fetelor, mersi că ați reușit să veniți la ora asta. Spune-ne, de ce ne-ai chemat? Ce-ai aflat? Da, spune-ne mai repede. Și iar s-au întors fetele astea două cu talentul lor nemaipomenit de a spune aceeași propoziție reformulată, exact ca în episodul trecut. Spune-ne, de ce ne-ai chemat? Ce-ai aflat? Da, spune-ne mai repede. Și poate cineva ni l-a pus acolo, adică s-a gândit că noi am fi cele mai bune
deținătoare ale medalioanelor, nu credeți? Eu pot să mă duc la bibliotecă să citesc mai mult. Are dreptate, Andra. Nu credeți? Nu credeți? Eu pot să mă duc la bibliotecă să... Nu credeți că ați ratat întrebarea? Ce le întreabă Senela și ele încep cu ideile lor, ci că... Pot să mă duc la bibliotecă să citesc mai multe. Da, eu cred că o să mă duc la Mega Image, că am niște treabă. Zici că vor să scape de ea. Nu credeți? Da, ok, nebuno. Cred că o să mă duc la bibliotecă și, nu știu, o să citesc istoria religiilor. Și medaliile astea au fost predestinate nouă, adică... Când ai un prieten care are nevoie de ajutorul tău, fii acolo pentru el, la orice oră îți cere. Și la 6 dimineața, cum le-am chemat eu pe fete. Da, la 6 dimineața, când se trezesc toți muncitorii. Fiare vechi, fiare lung. Bosul ăsta e serial pentru copii, au tău frate să apucă așa în fața, bă, dar ești țăran, mă, Doamne. Trebuia și Andra să scoată la editat asta. Și, nu știu, mă gândesc că poate părinții noștri au avut o legătură cu asta. Și nu știu, poate mă gândesc că se vede cameramanul cu stativul în umbră. Mă rog, să ne întoarcem la povestea noastră. Bă, așa ceva, deci în episodul 3 Ricky are părul mare. În episodul 4 are părul scurt. Hai să zicem că s-a tuns, avea timp. Bocoi, dar acum i-a crescut părul la loc? De ce fel de magie mai e și asta? Glumesc, e de înțeles că serialul a fost filmat în perioade diferite, dar nu s-au gândit la aspectul ăsta că o să apară ba cu părul scurt, ba cu părul lung. Alo, alo, Ricky, patroane, ești pe o plajă de unul singur îmbrăcat în roșu. Cum crezi că o să te ascunzi după un trunchi de copac ca ăla și să te mai și aștept să nu te vadă nimeni? Apropo, Selena, Ricky a cam întrebat de tine. Uite, bă, că a zâmbit și ea. Bine, băi, de bun, bine! Nu mai spuneți asta. Mamă! Iar mă sună Ricky! Închide! Și ne-am întors iar la cuvinte spuse în același timp, exact cum am zis și în episodul trecut. Închide! Sunt o sirenă! Tu să taci! Ce ai aflat? Închide! Da, sigur, se aude sonărie de iPhone, dar ea are mare Samsung în mână, sau ceva telefon cu Android. Și voi simțiți că ne urmărește cineva? Și să înțeleg că transformarea asta în sirenă aduce și alte avantaje? Simți că te urmărește cineva așa? Serios? Fetelor, și voi simțiți că ne urmărește cineva? Dacă e Ricky, dacă ne urmări până aici, ce se caută Ricky aici? Adică este un loc super pustiu, nu știe nimeni. Hai că... Da, nu știe nimeni, mai puțin bombardierul ăsta din spatele vostru care stă pe plajă să-și facă bronzul. Hai ca să fim sigure să ne ascundem în apă. Ok, hai. Până la urmă suntem sirene, nu? Da. Stai, vrei să-mi spui că el era la 5 metri de ele și el mai juca teatrul de la ieftin cu unde sunteți? Unde ați dispărut? S-a mai și uitat cum s-au dezbrăcat. Dar îl știm pe Ricky când e vorba de fete dezbrăcate. Frate, tu găsești niște țoale de fată pe o plajă și singura idee care îți trece prin cap e să le furi? Ești un creep, bro, și nu mă refer la gangsteri. Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Oh, you wanna choke, gun smoke. Biggie smokes for mayor, the rap. Bă, și mai mult decât atât, fetele astea nu sunt minore, deci Ricky nu prea ok ce faci, frate. Acum înțeleg de ce Ricky e obișnuit să fugă. Putem să sănătăm oricând. Și avem cozile astea super drăguțe. Și colorate. Și îmi vine să borăsc. Și cu găuri în ele, pentru că sunt doar niște ciorapi găuriți de pe Wish. Și întâlnim băieți drăguți. Și ce? Unul din avantajele pe care le ai când ești sirenă e că întâlnești băieți drăguți? Ce logică e aia, Senela?
ce legătură are transformarea cu întâlnirea băieților drăguți? Sper că nu cu Ricky. Ce legătură are asta cu sirenele? Uite, vezi? Mileu e de partea noastră. Bine, Mileu! Astea o să ne ajute să legăm o prietenie foarte frumoasă mult timp de acum înainte. Și bineînțeles, acum apare cu părul tuns scurt. Bă, să mor tu, Ricky, și acum ești cu tricoul ăla, gata, frate, m-am enervat cu aia, gata, m-am enervat, chiar așa? Bă, sau poate am greșit eu, poate el de fapt are acasă vreo 50 de tricouri cu același model și de-aia își permite mereu să apară cu același tricou. Vă dați seama când Ricky o cheamă pe Senela la el acasă și o să-i vadă întreaga colecție de tricouri, adică 50 de tricouri. Bun, cam asta a fost tot clipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să share-uiți clipul pe story sau nu știu unde vreți voi și să-mi spuneți ce v-a plăcut la clipul ăsta, mai ales că am adus și niște elemente vechi, după cum ați văzut. Să-mi dați și un follow pe Insta la Rovion1 și la contul personal și ne vedem săptămâna viitoare când apare episodul 5. Bine, asta dacă vreți și voi. De fapt, dacă schimbă Ricky tricoul ăla, frate... Chains are shining, you can see me riding, cocaine, wind up, secret style,